ai o calitate dificil de observat și chiar mai greu de caracterizat. Deși ești o nonconformistă și prezinți opinii care adesea contravin simțului comun, un aspect prietenos maschează perfectă dorința de a face ceea ce consideri a fi adevărat, indiferent de opiniile altora. Un inovator vizionar, ești capabilă să prezici evoluția tendințelor și, rămânând în contact cu realitatea practică, poți întruchipa ideile tale radicale, adesea capabile să genereze venituri. Tu cauți neobosită scopul multor talente și te calmezi numai atunci când găsești refugiu în umbra unei organizații recunoscute și puternice. Aceasta nu înseamnă deloc că ești implicată direct în această organizație, mai degrabă, ai nevoie de ea ca un fel de patron, sau chiar o rampă de lansare pentru a sări înainte. Căsătoria de conveniență nu este un lucru de neimaginat pentru tine, mai ales dacă bărbatul aparține unui clan puternic, sau familie înstărită care te poate lua sub aripa ei. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: încredere, soliditate, rodnicie, concretețe. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este că simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus îți dă dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici. Dar există și o parte reversă a monedei. Datorită influenței lui Venus, poți suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale, pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă, astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și capacitatea de a gestiona banii. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a gândi strategic la scară largă și de a împărtăși. Nu îți place să fii de acord cu majoritatea, îți place să argumentezi, uneori chiar ignorând bunul simț, dar, contrar așteptărilor, nu îi deranjezi pe alții cu acest obicei, ești sociabilă, prietenoasă și dulce. Taurul este înzestrat cu un astfel de farmec destul de des, dar rareori merge împotriva opiniei publice, așa cum rareori este inovator, generator de idei noi, asemenea ție. În același timp, tu nu te încadrezi în extrema idealismului, nu pierzi din vedere realitatea, toate concluziile, planurile și ideile se bazează pe observații și experiență, de aceea predicțiile tale se întâmplă de obicei. Aceste lucruri te ajută să transpui în realitate chiar și ideile cele mai neobișnuite și chiar să câștigi. Tu nu găsești un farmec deosebit într-o viață solitară, ai nevoie de spațiu pentru a te întoarce. Succesul financiar și încrederea în sine sunt principalele priorități pentru tine dacă ți-ai găsit vocația în artă. Ca scriitor, jurnalist, artist, te bazezi pe nemurirea operelor tale. Dacă ai reușit în afaceri, comerciant sau întreprinzător, visezi să continui afacerea pe care ai început-o. Dacă ești angajată în sectorul serviciilor, medic, avocat, contabil, ți-ești cu grijă o rețea de clienți, știind că altfel nu vei supraviețui. Tu reușești să-ți demonstrezi individualitatea atât în familie, cât și în sfera profesională, totuși nu te străduiești pentru sinceritate excesivă. Dacă simți posibilă pierderea sprijinului în grupul în care îți sunt conectate interesele, în acest sens, ești foarte dependentă de bunăvoința și încrederea altora.
Un pericol special este impulsivitatea ta, care nu se potrivește cu dorința de calm și de încredere. Uneori, reacția ta este prea dură și chiar nepoliticoasă, ceea ce amenință statutul tău social. Dacă vei fi capabilă să-ți îmblânzești pasiunea pentru schimbare și să menții un echilibru în viața ta personală, vei reuși în viitor, în caz contrar, atât cariera de afaceri, cât și viața de familie sunt condamnate la distrugere prin impulsuri agresive. Tu ești fericită atunci când reușești să-ți dedici întreaga viață sarcinii ales o singură dată. Cu toate acestea, în niciun caz nu ar trebui să-ți suprimi individualitatea. Cheia succesului pentru tine este îmbunătățirea continuă, inovarea și dezvoltarea de noi proiecte. Dacă tu te mulțumești cu o existență liniștită și sedentară, natura ta extrem de creativă este sortită să-și piardă potențialul. În mod normal ai cunoștințe excepționale, te distingi printr-o înțelegere profundă a oricărei persoane și motivele acțiunilor sale. Cu toate acestea, edificarea excesivă în relațiile cu ceilalți ar trebui evitată, dar și tutela excesivă ar trebui evitată. Merită să arăți înțelepciune în exercitarea influenței tale asupra celorlalți și să ai grijă periodic de propriul tău limbaj nevrednic și de gândul nestatornic. Te distingi față de alții nativi din taur prin astfel de diferențe de natură, loialitate și putere. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 23 aprilie soarta ta? Toată viața ta ești în continuă căutare. Tu încerci neobosit să găsești tărâmul multor talente. Adevărata satisfacție ți-o va aduce folosirea tuturor posibilităților în practică, atât în sfera profesională, cât și în cea personală. Există exemple frecvente atunci când o femeie născută în această zi caută un patron la locul de muncă și se căsătorește cu el prin calcul. Din acest motiv ești în măsură să prezici propria ta soartă în avans, să-ți calculezi propriul profit. Tu ai nevoie cu siguranță de spațiu pentru autoexprimare și autorealizare. Indiferentă de activitatea profesională pe care o alegi pentru tine însăți, recunoașterea va fi din totdeauna pentru tine pe primul plan, ești pur și simplu obligată să te stabilești în domeniul profesional, să-ți dai seama de tine însăți subordonaților și partenerilor tăi și, fără îndoială, să nu pierzi avantajul tău. Tu alegi cu atenție cercul tău social, dar preferi să nu te dezvălui în totalitate celor dragi, crezi că aceste lucruri poate întrerupe cursul bine planificat al evenimentelor. Este necesar să te temi mai ales de impulsivitatea și incontinența ta în declarații. O declarație puternică sau chiar un gând rău poate face ca statutul tău social răsfățat să fie compromis pentru totdeauna, ceea ce va aduce disconfort. Controlul emoțional este cheia unei relații personale și profesionale de succes pentru tine. Ești un inovator și aproape întotdeauna te afli în căutarea unor idei și soluții proaspete. Tu poți alege o sferă de activitate pentru întreaga viață, dar aceste lucruri nu te împiedică să îmbunătățești și să introduci inovații în tot ceea ce nu ai întreprinde. Persoanele care te înconjoară ar trebui să-ți permită să te dezvolți creativ, în caz contrar îți pierzi interesul pentru viață și îți poți pierde în totalitate talentele naturale. Tu ești un bun analist și cunoscător subtil al sufletelor umane. Darul tău este să vezi motivele ascunse care îi mișcă pe oameni. Nu în ultimul rând, datorită acestui cadou poți atinge anumite înălțimi și recunoaștere universală. O caracteristică a ta este autoneprihănirea și dorința constantă de a învăța și de a avea grijă de ceilalți. Uneori aceste calități se joacă împotriva ta, așa că ar trebui să te abții periodic de dorința de a critica deschis și de a instrui pe oricine, soț, coleg, copil propriu. Dacă vei stăpâni critica proprie, atunci urcarea pe scara carierei și găsirea unui limbaj comun cu cei din jurul tău va fi mult mai rapidă și mai puțin dureroasă. Confuzia vieții personale și eșecurile din profesia ta rămân de vină numai prin tine însăți.
Tu ești personal creatoarea fericirii tale, independentă și intenționată. Dacă vei fi în armonie cu propriul eu, atunci viața îți va prezenta surprize mai plăcute. Dragoste și compatibilitate. Tu atragi mulți prieteni, dar îți manifesti responsabilitatea atunci când vine vorba de intimitate. În relația ta cu un partener, există un sentiment de proprietate care contrazice dorința ta de libertate și independență. În cele din urmă, nevoia profundă ascunsă de stabilitate și constanța unei uniuni de dragoste te va ajuta să depășești alienarea interioară și să găsești iubirea. Cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alți reprezentanții elementului pământ, respectiv fecioara și capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitate a unui astfel de partener. Desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești. Cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului. O alianță inconsecventă, dar pasională este posibilă cu Scorpionul. Vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică și inconstanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. În ceea ce privește lucrul, preferi să te aliezi de dragul unei corporații mari și puternice, micile afaceri nu te atrag. Poți folosi o mare companie internațională pentru a-ți începe cariera în mod activ. Poți intra în căsătorii de conveniență din nevoia de patronaj și conexiuni ale unei organizații stabilite. Încrederea în sine, în viitor și în bani, sunt valorile de bază ale tale. Indiferent de sfera de activitate aleasă, artist, muzician, scriitor sau jurnalist, pretinzi nemurirea creațiilor tale, ca om de afaceri visezi să lași ceva durabil moștenitorilor tăi, iar ca avocat, finanțator, contabil sau medic încerci să deschizi un cabinet privat cu un număr mare de clienți. Deși ești foarte dependentă de ceilalți, nu ți este deosebită de greu. Dacă opiniile tale nu coincid cu opiniile majorității și aceste lucruri îți poate afecta cariera, tu vrei pur și simplu să-ți păstreze opiniile pentru tine. Ești foarte flexibilă și ușor adaptabilă. Se întâmplă că prima ta reacție este prea luminată sau chiar dură, ceea ce este inacceptabil pentru imaginea ta și statutul social ridicat. Se întâmplă, de asemenea, să fii prea atrasă de schimbări, ceea ce desigur va deranja planurile tale pe termen lung, de a construi un imperiu de afaceri. Prin urmare, trebuie să-ți definești prioritățile și, dacă alegerea este făcută în favoarea banilor și faimei, atunci temperează-ți manifestările înflăcărate ale naturii tale. Temperamentul tău luminos poate distruge atât cariera, cât și familia, așa că trebuie să înveți cum să te controlezi. Sănătate și boli. Ar trebui să te pregătești cu atenție pentru bătrânețe. Odată cu vârsta, poți deveni din ce în ce mai mult sclava obiceiurilor tale. De aceea, exercițiile fizice sunt extrem de benefice pentru tine. Mai mult timp ar trebui petrecut în societatea copiilor sau nepoților, care îți va da o sarcină de veselie și de energie tânără. Ești predispusă la diferite forme de artrită, în special în zona vertebrelor cervicale. În plus, organele auditive sunt vulnerabile, există un pericol ridicat de tulburări cerebrale.
Ca profilaxia artritei, pot recomanda exerciții regulate, care vor păstra mobilitatea membrelor. În ceea ce privește gusturile pentru mâncare, ești foarte sofisticată și versatilă, dar iubirea de pâine, unt și făină poate fi fatală. Soarta și norocul. Ești talentată, ai o intuiție dezvoltată, un stoc enorm de energie creatoare, poți obține o poziție înaltă, onoare, glorie și bunăstare. Dar vibrațiile zilei sunt de așa natură încât multe în viața ta vor depinde de familia în care te-ai născut, de felul în care ai petrecut copilăria, de condițiile pe care le-ai avut în copilărie. Dacă părinții nu s-au angajat în creșterea ta, erau indiferenți față de tine sau arătau cruzime, atunci condițiile de viață la maturitate pot fi nefavorabile. Îți poți risipi toate talentele și energia pe fapte nedemne, atrăgând probleme și necazuri. Viața ta depinde complet de alegerile tale. Sfaturi pentru tine. Încrede-te mai mult în abilitățile tale de a acționa pe cont propriu. Încearcă să fii mai flexibilă. Exprimă-ți sentimentele și ascultă-ți presimțirile. Echilibrează-ți viața personală. Nu-ți fie frică să spui ce gândești. Nu ștrangula copiii cu prea multă grijă. Ține-ți limba, uneori prea ascuțită, sub control și ferește-te de gânduri rele inutile. Acționează cu tact și fii amabilă. Ce cadouri ți se potrivesc? O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei săli de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cuție scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papucii, așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci. Doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, preferi lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind naturală, poți fi angajat în lucrul cu aceși, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană, pulover de lână, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să-ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.